Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii UMF TV. Sunt Patricia Seneș, iar în prima parte vă voi prezenta ultimele știri din domeniul medical și din UMF Târgu Mureș, urmând să aflăm împreună într-un interviu acordat în exclusivitate pentru UMF TV de directorul Centrului de Simulare și Abilități Practice din UMF Târgu Mureș, despre conferința MedSim, conferința de simulare aplicată în medicină care va fi găzduită de Centrul de Simulare din Universitate. La finalul emisiunii vom urmări un reportaj legat de primul bal organizat de studenții la secția engleză, care a avut loc vineri 17 aprilie și la care au fost prezenți atât studenți cât și cadre didactice din cadrul UMF Târgu Mureș. Congresul Internațional pentru Studenți, Tineri Medici și Farmaciști Maristensis este un congres cu tradiție pe care Liga Studenților din Târgu Mureș, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, îl organizează din anul 1995. În 2015, Congresul Maristensis se va desfășura între 22 și 26 aprilie și va fi găzduit, bineînțeles, de UMF și spitalele municipiului Târgu Mureș. Evenimentul în sine a ajuns un etalon al congreselor studențești, reunind anual peste 700 de studenți, tineri medici și farmaciști din toate colțurile lumii. Lucrările științifice se pot prezenta în cadrul celor 6 secțiuni: științe fundamentale, medicale, chirurgicale, stomatologie, farmacie și specializări auxiliare. Participarea la un asemenea congres este de o importanță deosebită, atât pentru studenți, cât și pentru personalitățile din mediul academic. Congresul a evoluat foarte frumos, cum este și natural, cum evoluează și studenții noștri. Tehnica, și-a spus cuvântul, prezentările se fac în forme foarte frumoase, sunt filme cu imagini, sunt filme cu operații, sunt filme cu patologia respectivă tratată și abordată. Prezentările nu se fac numai în PowerPoint, se fac și în flash, sunt prezentări foarte spectaculoase. Studenții sunt tot mai bine pregătiți, sunt tot mai degajați în ceea ce privește prezentarea lor publică. E foarte ok, deci prezentarea ține pas cu vremea. Pentru mine, ca și cadru didactic, eu spun că este o bucurie și o împlinire, pentru că este un mod prin care noi, cadrele didactice, încercăm să-i stimulăm pe studenți să își structureze în linii mari, măcar parțial, anumite etape ale tezelor lor de licență, lucrări de diplomă. Ocazia studenților și a cadrelor didactice de a-și expune în public, între ei, rezultatele cercetărilor lor. Congresul științific Maristensis este organizat an de an de Liga Studenților din Târgu Mureș, iar în cadrul acestuia vor fi sesiuni de prezentări de lucrări științifice, cursuri susținute de profesori pe diferite teme medicale, un program social, bineînțeles, și workshop-uri medicale. Workshop-urile vor avea diferite teme pe diferite discipline, deci fiecare disciplină își poate face un workshop. Spre exemplu, anul acesta vom avea un număr mare de workshop-uri din partea SSCR, Societatea Studențească de Chirurgie din România. Se denumesc un workshop Noduri și Suturi. Vor participa un număr de 15 oameni la acest workshop și efectiv instructorii de la SSCR vor învăța ce înseamnă noduri și suturi. Se vor face pe picioare de porc. Liga se implică de la bun început până la bun sfârșit, cu tot ceea ce ține de organizare, cu tot ceea ce ține de parte administrativă, cu tot ceea ce ține de parte monetară și parte și științifică. Se implică pe diferite departamente în cadrul congresului. Participarea la acest congres este importantă din mai multe puncte de vedere. Pentru dezvoltarea personală și profesională a noastră ca studenți, pentru a fi la curent cu ce se întâmplă în lumea medicală, a fi la zi, este foarte important acest lucru. Și știm cu toții dosarele, punctajele la dosare, un plasament, Erasmus, diferite programe de mobilități, în care se punctează foarte mult activitatea extrașcolară și asta pentru mulți este un punct foarte important. Ediția din acest an a congresului vine cu multe surprize frumoase, dar în special cu una deosebit de importantă pentru toți membrii comunității medicale și nu numai. Invitatul de suflet al congresului este domnul academician profesor Leon Dănăilă, care a răspuns afirmativ invitației noastre și va fi prezent la acest congres, unde va susține o conferință despre ce înseamnă medicină, cum a văzut-o dumnealui, cum și-a dedicat viața pentru medicină. Este un model demn de urmat și trebuie să ne mândrim cu oamenii noștri, trebuie să ne mândrim cu sufletele noastre de români și
după cum am spus, este un model clar care poate fi urmat oricând, din toate punctele de vedere, atât profesional cât și ca om. În banca personalităților se vor afla și... Academician profesor dr. Irinel Popescu. Avem confirmări internaționale din Turcia, Viena, Anglia și Italia, la momentul actual, și încă mai așteptăm să vedem dacă vor mai veni alte cadriace din alte țări. Anul acesta la congres vom avea și secțiuni diferite, vom avea două secțiuni diferite față de ce a fost până acum. Am implementat o secțiune de medicină militară și o secțiune de postere. Secțiunea de medicină militară înseamnă că vor fi prezentate lucrări cu tematică medicală, militară. Deci, efectiv, ce se întâmplă în lumea medicală, militară. Și ne bucurăm mult, avem confirmat prezența domnului ministru Mircea Dușa la deschiderea evenimentului și sperăm să fie totul așa cum ne-am propus. Având ca partener principal conducerea universității și cadrele sale didactice, dornici de inovare, excelență profesională și academică, Marisiensis este prilejul perfect pentru a prezenta rezultatele muncii de cercetare și de a asista la cursuri și workshop-uri despre cele mai noi descoperiri. Abstractele sunt publicate în revista Acta Medica Marisiensis, o revistă științifică medicală a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, editată în prezent de editura Universității University Press. Târgul disciplinelor la medicină dentară este un alt eveniment din agenda plină de manifestări pe care echipa OSMD, în parteneriat cu Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, le desfășoară în acest an special. În cadrul târgului disciplinelor la medicină dentară au fost invitate atât disciplinele preclinice, cât și cele clinice ale Facultății de Medicină Dentară, participând astfel toate cele 20 de discipline. Evenimentul va avea loc în data de 25 aprilie. Încercăm să îi familiarizăm cu activitatea care are loc la disciplinele clinice, atât pentru studenții din primul ciclu de licență, cât și pentru proaspeții noștri studenți de la linia engleză. Dorim acest lucru de familiarizare cu dotarea care există la noi la disciplinele clinice, cu dotările din sălile de tratament. Iar pentru studenții din anii mai mari, ne-am gândit să le prezentăm, să-i introducem mai bine în temele noastre de cercetare și vrem să fie câteva evenimente mai speciale. O să fie lansarea a 3 cercuri științifice studențești, ce vor funcționa din octombrie, în parteneriat între discipline și, de asemenea, lansarea unor materiale didactice noi. Punctul cel mai atractiv va fi pentru studenții din an terminal, datorită faptului că vor avea oportunitatea să-și aleagă tema pentru lucrarea de licență. Or să fie temele de licență lansate, fiecare disciplină va veni cu oferta proprie. În momentul în care se va desfășura târgul disciplinelor, fiecare disciplină va avea standul său propriu, cu cărți, cu flyere, în care vor prezenta activitatea sa în domeniul cercetării. Și chiar ne așteptăm ca să fie o competiție între discipline. În ceea ce privește voluntarii din partea OSMD, până acum există. Am 20 de voluntari care sunt implicați activ în organizarea Marisiensis-ului. Din moment ce acest eveniment este inclus în Marisiensis, acei voluntari au și participat și aici. Ne-au ajutat. Organizația studenților de medicină dentară, înființată în anul 2012, a împlinit în 2015 3 ani, odată cu Ziua Internațională a Medicului Dentist, și se implică activ cu toți voluntarii de care dispune pentru inițierea și buna desfășurare a diferitelor proiecte. Târgul disciplinelor Facultății de Medicină Dentară va avea loc în data de 25 aprilie, în amfiteatrele Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. UMF Târgu Mureș a găzduit vineri, 17 aprilie, o conferință publică cu tema Istoria psihoterapiilor în România, la care abordarea principală a fost psihoterapia și terapia cognitiv-comportamentală. Conferința Istoria psihoterapiilor în România a fost susținută de psihoterapeutul dr. Mugur Ciumăgeanu, care prin prezentarea sa a relatat faptul că terapia cognitiv-comportamentală are efecte similare asupra creierului cu cea a medicației antidepresive. Există două modele de tratament, cel american și cel european. Primul asociază automat psihoterapia cu un tratament anxiolitic sau antidepresiv ușor, spre deosebire de cel european, care abordează psihoterapia și asociază un tratament medicamentos doar în cazul în care terapia eșuează.
urmează. Este extraordinar, este un invitat de onoare cu care trebuie să ne mândrim. Este un profesionist care a făcut psihiatrie, după care psihologie. După mine, orice conferință la care participăm și disciplina de etică și psihologie, care de fapt ei sunt capul răutăților, să zic așa, că au făcut un program în continuare pentru niște invitați deosebiți. Terapia cognitiv-comportamentală este o terapie foarte căutată de psihiatri și pentru studenții de medicină poate fi destul de interesantă și este de asemenea și eu ca un fel de bazar de curiozități, pentru că informațiile pe care le-am dat astăzi arată că în istoria noastră noi am îmbinat și puțin nazism și puțin socialism și puțină psianaliză, că am făcut hipnoză încă din anii 40, 1840. Dar cum se vede oare această psihoterapie prin ochii unui pacient? Ochii pacienților au foarte multe culori. Deci, noi spunem că, de fapt, psihoterapia este încă, și nu numai în România, o resursă rară pentru sistem. Evident că foarte mulți dintre noi am putea beneficia de psihoterapie, dar, de fapt, ajung să beneficieze de multe ori de psihoterapie persoane care își pot permite psihoterapia. Acum noi suntem într-o fază în care colaborarea trebuie să fie foarte, foarte strânsă, fiindcă numai așa putem recupera noi pacientul. Deci, orice tratament medicamentos trebuie, la un moment dat, urmat de psihoterapie. Sau chiar din contră, sunt tulburări psihice, unde nu e nevoie de medicamente. Nu avem nevoie de medicamente. Și este un lucru foarte bun dacă, de exemplu, psihiatrul își dă seama că nu trebuie să folosești medicamente, ci dai mai departe activitatea, nu, a unui coleg, psiholog clinician. În momentul de față, psihoterapia la noi în țară se folosește destul de des, pentru că o problemă psihologică trebuie tratată psihologic. Până la urmă, verbalizarea are rol de alinare a suferinței. Terapia cognitiv-comportamentală este ca un fel de coaching, prin care pacientul învață să-și controleze gândurile, să-și înfrunte fricile și să se simtă mai bine. Sărbătorile pascale au trecut cu fel de fel de bunătăți, preparate din ouă, brânză, miel și cozonaci pufoși. Însă după consumul acestor alimente care conțin glucide, lipide și proteine în exces, este indicat să urmăm o cură de detoxifiere pentru a elimina surplusul de calorii și metaboliți acumulați. Postul Paștelui, prin simpla renunțare la alimentele de origine animală și consumul crescut de legume, fructe și cerealiere, este în sine o cură de detoxifiere, iar dacă masa de Paște am consumat-o inteligent, combinând corect alimentele în cantități moderate, perioada aceasta nu ar trebui să aducă dezavantaje indigestii sau senzația de suprasațietate. Dar totuși, e bine de știut că o detoxifiere bună începe întotdeauna cu ceva. Un aport hidric corespunzător. Apă plată cu lămâie pentru proprietățile ei depurative, sucuri proaspete de fructe sau de legume, nici de cum băuturi carbogazoase, îndulcite și pline de aditivi alimentari. Nici oleaginoasele nu ar trebui să lipsească niciuna din zile din alimentația noastră. Nucile, semințele, atât de dovleac, de floarea soarelui, de in, de susan, semințele de cânepă, aduc beneficii importante pentru conținutul de acizi grași esențial de tip omega, atât de bine cunoscuți pentru proprietățile imunostimulatoare, pentru proprietățile de apărare împotriva infarctului miocardic, a bolilor cardiovasculare, atacului vascular cerebral. În curele de detoxifiere, cele mai bine venite rămân totuși fructele. Fructele, în general, consumate între mese sau înainte de masă, aduc niște beneficii foarte importante pentru curățarea organismului. Pe lângă vitaminele pe care le conțin, mineralele și antioxidanții atât de necesari în stimularea imunității, în detoxifiere, acestea aduc și un aport important de fibre, bineînțeles cu condiția să fie mâncate cu coajă. Atenție însă, dietele foarte drastice pot avea efecte secundare nedorite, precum amețeli, lipsă de energie, dureri de cap. Pe lângă faptul că sunt mai greu de ținut, există aproape permanent senzația de foame, lucru care în timp poate duce la instalarea depresiei.
CSU Medicina CSS Târgu Mureș a suferit două înfrângeri în urma partidelor disputate în acest weekend la București împotriva echipei Dinamo Rompres București, dar lupta medicinistelor pentru un loc în viitoarea ediție a cupelor europene continuă. CSU Medicina CSS Târgu Mureș a disputat în acest weekend în 18 și 19 aprilie în deplasare meciurile împotriva echipei Dinamo Rompres București. Medicinistele au pierdut ambele meciuri, primul cu scorul la seturi de 3-1, iar a doua zi au fost înfrânte de bucureștence din nou cu 3-0. Lupta este pentru locul 5 în campionat, loc ce asigură poziția în Challenge Cup. Echipa mureșencelor s-a aflat la București într-o poziție dificilă, întrucât una dintre cele mai bune jucătoare, Naiara Felix, a trebuit să plece în Brazilia, înapoi acasă. Iar Andrei Spas, liberoul titular, continuă recuperarea în urma accidentării de acum câteva meciuri. Lupta medicinistelor mureșence continuă, însă de data aceasta la Târgu Mureș, în sala UMF Anton Pongraț, în data de 25 aprilie. Coafură, cosmetică, frizerie și manicură, toate la cele mai înalte standarde la salonul Rochelle. Ultimele tendințe în remodelarea corporală le găsiți tot la noi. Salonul Rochelle de pe strada Cutezanței, numărul 16, telefon 0740 161 196. Creează-ți propriul stil vestimentar, fă-l să fie unic pentru tine și inimitabil pentru alții. Anesia Quality Clothing, confecții cu stil. Te așteptăm la magazinul de pe strada Călărașilor, numărul 18, sau la atelierul nostru de pe strada Libertății, numărul 93. Pentru a fi original, alege Anesia Quality Clothing. Cofetăria, ciocolateria Artizan s-a înfiripat din dorința de a reda clienților încrederea în prăjiturile cu gust și aromă. Produsele noastre se recomandă de la sine prin calitatea materiilor prime folosite, grija preparărilor și savoarea deosebită. Am ales să folosim doar frișcă naturală și unt, fără adăosuri sintetice. De aceea fabricăm prăjituri în serii limitate, pentru ca să vă puteți bucura din plin de aroma și prospețimea lor. Cofetăria Artizan în piața Bernardin, numărul 2. Mireasma pâinii calde, gustul inconfundabil și calitatea grâului folosit sunt elementele ce aduc valoare produselor Eldi, pentru că păstrăm tradiția, modelăm pâinea numai cu mâna. Cele mai gustoase, naturale și de calitate produse de panificație le regăsiți la brutăria Eldi. Așa este pâinea cu fulgi de cartofi realizată de maestrul brutar Tökes Tibor. Brutăria Eldi, experiență și calitate din 1996. Grija e în firea noastră. Copii, familie, gospodărie. Mi-am dorit să fiu apreciată la fel și în meseria mea. Așa am ales pentru mine. Pentru ei, am ales să ofer servicii medicale, profesionale și de încredere. Alege și tu cursurile de calificare în meseria de infirmier. Alege grija care contează. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 investește în oameni. Dacă vă aflați în locuință și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Închideți sursele de foc. Nu părăsiți locuința, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. Campania Ministerului Afacerilor Interne.
MediSim este prima conferință de simulare aplicată în medicină organizată de recent înființatul Centru de Simulare al Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș în cadrul proiectului UMF 70. Conferința va avea loc în campusul UMF, în data de 24-25 aprilie 2015. Dar mai multe despre această conferință și Centrul de Simulare și Abilități Practice din cadrul UMF Târgu Mureș aflăm în minutele ce urmează de la dr. Sedereș Ianoș, directorul Centrului de Simulare. MedSim este prima conferință de simulare aplicată în medicină organizată de recent înființatul Centru de Simulare al Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, în cadrul proiectului UMF 70. Conferința va avea loc în campusul UMF în data de 24-25 aprilie 2015. Printre parteneri se pot enumera Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Teste Midanu, Chișinău, Moldova și Universitatea Semmelweis, Budapesta, Ungaria. Secțiunile la care puteți participa sunt workshop-uri bazate pe experiențe hands-on live, cursuri pe teme diverse bazate pe simulări aplicate în medicină, dar și o expoziție a echipamentelor din dotare. Temele acoperite de orator sunt variate, printre care putem enumera experiența Cromex RD, simularea medicală, un mod extins de abordare a studenților, folosirea simulatoarelor pentru a învăța urgențele obstetrice, integrarea simulărilor medicale în procesul de pregătire al studenților și componentele care influențează designul sesiunii de simulare. Oratorii care vor fi prezenți sunt atât din plan local, dar și din plan internațional și din partea universității partenere din Chișinău. MedSim este o simulare care se aplică în educația medicală. În principiu este o metodă destul de relativ, să zicem, nouă în Europa de educație medicală, care încet începe să cunoască dezvoltare din ce în ce mai mare în ultima vreme. Ca și temă principală este cea educațională. O să avem diversi invitați din străinătate care deja practică acest gen de educație de mai mult timp și au experiență oarecum mai mare decât noi și ne vor ajuta cu ajutorul lor, ne vor ajuta ca să încercăm să îmbunătățim tehnicile noastre educaționale în acest teren. În principiu, această conferință vizează aceste metode de educație folosind simulatoarele. În principiu, până acum sunt înscriși undeva la 160 de participanți, pe lângă cei care o să fie lectori, în total avem 44 de lectori. Sunt cam 100 de studenți deja înscriși la această manifestare și așteptăm cu drag cadrele didactice și personalul care este specializat în acest domeniu. În principiu, cei din state sunt niște centre care numai cu acesta se ocupă. Doctorul Marc Lazarovici este coordonatorul Centrului de Simulare de la Universitatea de la München. De asemenea, avem de la Universitatea Semmelweis din Budapesta coordonatorul de Centru de Simulare de la Chișinău. Și de asemenea, o să fie vicepreședintele și secretarul general de la Societatea Europeană de Simulare Medicală de la SESA, pe domnul dr. Ștefan Ghisin și pe Antoine Tesnier din Paris. Noi ne străduim ca să fie bine primită. Bineînțeles, feedback-ul așteptăm din partea lor care să fie. O să ne străduim ca să încercăm să fie perfect și să fie așa cum se așteaptă. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș a inițiat un demers de reformă curriculară a învățământului practic și clinic, astfel încât studenții să aibă o imagine clară asupra a ceea ce vor trebui să învețe să facă pe parcursul anilor de studii. În acest sens, s-a implementat modulul de case-based learning în cadrul stagiilor clinice și s-a creat Centrul de Simulare și Abilități Practice funcționând în 3 departamente. Toate aceste măsuri au avut o contribuție substanțială la creșterea calității educației medicale în concordanță cu cele mai înalte standarde europene. Centrul de simulare a fost înființată în urmă cu 2 ani. În octombrie am început cu prima generație în urmă cu 2 ani octombrie. În principiu are 3 departamente. Partea de simulator uman, care sunt niște simulatoare care fidel încearcă să reproducă mecanismele fiziologice și anumite patologii ale organismului uman. Sunt simulatoarele de bază prin care încercăm să învățăm studenții ca să însușească anumită tehnică de bază, pusul unei vene, sondă nasogastrică și așa mai departe, drenaj toracic.
Și este partea de pacient standardizat, care sunt niște simulări de cabinete medicale, unde studenții sunt puși cu tot așa niște, să zicem, pacienți voluntari și se simulează anumite boală, iar studentul trebuie să le examineze și să încerce să pună un diagnostic cât de cât apropiat de realitate. Noi credem că îi ajută foarte mult, în acest fel nu trebuie să îi străduiască ca să facă anumite manopere invazive pe pacienți, unde câteodată în spital este și destul de dificil, plus că nici cadrul educațional nu este complet, fiindcă lângă patul pacientului deseori nu se pot da anumite explicații. Parte. Îi ajută foarte mult, fiindcă aici încearcă și fac prima dată aceste manevre invazive, să zicem, pe manechin, care nu au nicio fel de probleme etice. Și ulterior, bineînțeles, când ajung la patul pacientului, pot rafina tehnica. În urmă cu o săptămână a avut loc evenimentul Săptămâna Porților Deschise, unde peste 1000 de elevi în centru de simulare, aproape în fiecare a avut program și feedback-ul a fost unul foarte pozitiv. Elevilor, sper că și alte departamente din universității noastre și îi așteptăm ca să fie viitorii noștri studenți. La noi universitate mai este centru de simulare de la SMUR, care în principiu are pe bază, să zicem, orientat între partea de traumatologie și medicină de urgență. Partenerul ideal, Taxi Royal. Prompt, rapid și eficient. Taxi Royal, confort și seriozitate. Telefon 0265204942 sau 0745406696. Mireasma pâinii calde, gustul inconfundabil și calitatea grâului folosit sunt elementele ce aduc valoare produselor Eldi, pentru că păstrăm tradiția, modelăm pâinea numai cu mâna. Cele mai gustoase, naturale și de calitate produse de panificație le regăsiți la brutăria Eldi. Așa este pâinea cu fulgi de cartofi realizată de maestrul brutar Tökes Tibor. Brutăria Eldi, experiență și calitate din 1996. Creează-ți propriul stil vestimentar, fă-l să fie unic pentru tine și inimitabil pentru alții. Anesia Quality Clothing, confecții cu stil. Te așteptăm la magazinul de pe strada Călărașilor numărul 18 sau la atelierul nostru de pe strada Libertății numărul 93. Pentru a fi original, alege Anesia Quality Clothing. Cofetăria, ciocolateria Artizan s-a înfiripat din dorința de a reda clienților încrederea în prăjiturile cu gust și aromă. Produsele noastre se recomandă de la sine prin calitatea materiilor prime folosite, grija preparărilor și savoarea deosebită. Am ales să folosim doar frișcă naturală și unt, fără adăosuri sintetice. De aceea fabricăm prăjituri în serii limitate, pentru ca să vă puteți bucura din plin de aroma și prospețimea lor. Cofetăria Artizan în piața Bernardin, numărul 2. Dacă vă aflați în locuință și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Închideți sursele de foc. Nu părăsiți locuința, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul.
campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Pentru că un medic sau un viitor medic este o ființă umană complexă, pe lângă mult studiu și implicare în cercetare științifică, trebuie să aibă parte și de distracție. În acest sens, studenții de la secția engleză din UMF Târgu Mureș au organizat pentru prima dată un bal numai al lor. Astfel, vineri 17 aprilie, studenți și cadre didactice au fost invitați pentru a participa la acest eveniment. Mai multe despre acest subiect aflăm acum dintr-un reportaj realizat de echipa TTM. Aparținem unei universități de tradiție, care are ce transmite celor din jur și care reprezintă o marcă de prim rang a medicinei și farmaciei românești. Capitalul acumulat este valorificat și multiplicat, mai ales în zonele sale de performanță. Ne-am asumat și un set de obiective care se pot dezvolta pe o bază durabilă doar prin însușirea unor valori fundamentale pe care universitatea le promovează în toate deciziile sale, precum formarea și perfecționarea resurselor umane calificate și respectiv înalt calificate, îmbogățirea și difuzarea valorilor științifice, culturale, sociale și etice în domeniul medical și farmaceutic, promovarea spiritului și gândirii critice în rândul specialiștilor și al populației în domeniul său de activitate, dezvoltarea științifică și culturală în domeniul medico-farmaceutic, afirmarea valorilor științifice naționale în domeniul și integrarea în activitatea europeană. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș funcționează ca o instituție publică, fiind singura universitate din domeniul medical în care predarea are loc în limbile română, maghiară și engleză prin programele de studii de licență, master sau doctorat. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, o vestită instituție academică, este accesibilă tuturor cetățenilor români și străini fără discriminare ca centru de excelență care oferă cunoaștere și competență prin diferite forme: training pentru specialiști, cercetare, expertiză și consultanță în domeniul său de competență. Momentan, în UMF Târgu Mureș studiază peste 300 de studenți la secția engleză, primii studenți începându-și studiile în anul 2008. Datorită multiculturalității de care dă dovadă UMF Târgu Mureș și gradului înalt de dezvoltare și cercetare medicală, mulți studenți străini aleg să studieze aici și pentru că un medic sau un viitor medic este o ființă umană complexă, pe lângă mult studiu și implicare în cercetare științifică, trebuie să aibă parte și de distracție. În acest sens, studenții de la secția engleză din UMF Târgu Mureș au organizat pentru prima dată un bal numai al lor. Astfel, vineri 17 aprilie, studenți și cadre didactice au fost invitați pentru a participa la acest frumos eveniment. O inițiativă cu totul excepțională, inedită, binevenită, pentru că suntem o universitate cu studenți internaționali din diverse țări, care reprezintă nu doar o pată de culoare pentru universitate, ci un aport de natură profesională, personală, și aș dori eu să fie în egală măsură ambasadorii universității în țările din care ei provin. Cred că este un prim demers care vreau să-l încurajez, vreau să se dezvolte și cred că vom prinde curaj și unii și alții. Am să-i rog să continue acest lucru. Evident, depinde de reușita acestei seri, dar după cât am văzut entuziasmul lor, dorința de a face ceva nou, sunt premize care mă fac să cred că va fi un succes. Mie mi se pare un moment extrem de important, pentru că să nu uităm că trebuie să îmbinăm și munca, dar și distracția în aceeași măsură, să găsim acel echilibru interior pentru amândouă, și sunt foarte bucuroasă că studenții de la seria engleză au avut această inițiativă, o susțin și sunt sigură că vom avea parte de surprize extrem de plăcute. Este primul lor bal, ca să spun așa. Au și emoții, avem și noi în aceeași măsură. Vom fi toți aici alături de ei și este o oportunitate ca să ne cunoaștem, de fapt. Să ne cunoaștem culturile, tradițiile, dorințele pe care le au, și asta, de fapt, înfrumusețează toată această, să zic, toate aceste aspecte sau profiluri multiculturale ale universității noastre. Așa că este momentul și vă invit pe toți, de câte ori aveți ocazia, fie că urtează la televizor, fie că sunteți în sală, să fiți alături de ei. Merită. Eu zic că e abia un început și, în mod cert, lungimea balului va fi tot mai mare, pentru că așa am pățit și cu studenții de la
seria română și respectiv seria maghiară. Au început prea tăcă o oră, pe urmă au ajuns la 3-4 ore, așa că sigur se va întâmpla ceva bine în acest sens. Ce pot să vă spun? Eu sunt personal oarecum surprins că abia acum au prins curaj studenții de la seria engleză pe care avem noi să organizăm astfel de eveniment. Îl așteptam mai de mult, dar probabil este în legătură și cu numărul lor, probabil ar trebui să atingă un număr critic. Sper să fie interesant și să se simtă lumea bine. Cred că asta este obiectivul principal la acest eveniment. This is an evening we created to integrate the students of English section better with the faculty and the administration of UMFE. It will be some speeches by me, director, the dean, and some students who will sing and do some shows as entertainment. Mostly singing. It'll be mostly singing. It'll be a very nice evening and a social evening. Exactly what we need to relax the environment a little bit. We had 7 volunteers for this. I wish it was more, but we managed in the end. It was very good. Chiar dacă au fost puțini voluntari implicați în bunul demers al acestui eveniment, aflat la prima ediție, au pus mâna de la mână și s-au implicat trup și suflet pentru ca lucrurile să iasă așa cum și-au propus. We hope it's going to be a really awesome event. It's the first time, the first prom that the English section has. We all united from all the years to make this happen and we hope it's going to be a really nice one. We were 8, I think. 8 person made this happen. We will have a spectacle, a few people are going to talk about the university, the rector, the dean, a few of our colleagues, and later some people and some of our colleagues are going to sing. We are really nervous because it's the first time, and first time we're doing this, we only have the support from the university and no organization committee or like a company that does it. It's only us that we did it, and we hope it's going to be good. Well, this is the first year we're organizing, and what was very nice about this is that each student from different years, we're 6 years of medicine, we all came together to make this possible and to promote it to everybody so we can make this happen. Because the English section has one, the Hungarian one, we decided why not make us our pot melting and do it like this. It was hard, but it was also very fun doing it because we came up with ideas, people wanted to participate. This idea came up around December, if I remember well. And Moose, he invited some people to be like, oh, who does it wants? And we volunteered. And so we had meetings and everything, pitching in ideas, and it worked. Balul a început cu puțină întârziere, dar ne-a ținut pe toți cei prezenți cu sufletul la gură, iar organizatorii nu și-au putut stăpâni emoțiile atât de umane fiecarei persoane pentru un astfel de eveniment. I am honored to be with you today and stand in front of you as a representative for students from one of the finest universities of Romania. God, my heart is beating. I'm not going to keep this speech too long and boring, but I would like to say a few words before we continue with the fun. Most of you are wondering why we're having this prom. And the answer is simple. The purpose of the prom is to bring us all closer together. A wise man once said it's better to throw a punch with a closed fist rather than with your fingers kept apart. As I see it so far, we kept our fingers apart and each finger representing a part of this university. We have the students of the Romanian section, Hungarian section, English section, the teaching staff and the faculty of UMFE. And we are much better off if we are united and stand strong as one strong fist instead of 5 different fingers kept apart. My vision is that we shall stand united, all of us, as a fist and together work for the same goal, which should be the glory of this university, making sure that in the years to come, we rise in the ranks and our great university becomes one of the best in Europe. Și-au arătat, bineînțeles, suportul față de acest eveniment și au dorit să-i încurajeze prin câteva cuvinte spuse din suflet în fața tuturor rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș și decanul Facultății de Medicină din cadrul UMF Târgu Mureș. This event is very important for us, not because it's a first event, but also because until now the only possibility to hear about the English students are the learning the exam and
And it's all. I'm very glad for this idea, and I fully supported the idea when I spoke with your senator, and I'd like to see this project increase in the next year, because the policy of the university is to increase the international students. I'm very glad to be here and to be part of this event. It was a nice surprise for me, and I sustain it. And definitely next year will be better and better and improved from year to year. Don't forget, you make all this effort, not only for the professors, but also for your colleagues and for yourselves. So think always that we are a big family and everything will be just fine. So I want to say, and everybody knows, and especially you know, that medicine is not so easy to get through. But if you have a goal, if you are working hard, if you want to be involved in a team, and if you make all this effort, and also you put in the same recipe your ideas, and you put also your experiences, and don't forget about fun. That means that at the end the menu is complete. So this is the fun part. So enjoy all this evening with us also, and good luck to the performers, and all the best for you. Thank you. I love the life, and I recently found myself thinking about what makes me love the life. Not just my life, but the life as a whole. This brought me in my mind a lot of things I really care about, or that makes me feel good when I hear or see them. A smile, a laugh, the happiness in the eyes of someone. The joy of seeing a loved one after a long time. An argument that ends with a hug. The first words of a child, a kind word whispered to someone who's having a hard time. A small favor made for nothing in exchange. A well-told joke. A group of friends try anything they can to help one of them, or a scared child that hugs your leg because you can protect them. Life is made up out of small things. What I'm trying to say is appreciate the small things in life. Alfonso, student în primul an la medicină dentară, a reușit să redea tot ceea ce s-a spus mai devreme printr-o melodie interpretată în fața celor prezenți în sala Casei de Cultură a tineretului Mihai Eminescu. Saprei la storia infinita con te, che sei diventata la mia lei, di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, e un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito un brido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole un mestiere perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è. Quel mistero.
spero che ancora sei, che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora. Took his car to his local garage for regular service, where he usually exchanged a friendly chat with the owner, a skilled but not especially wealthy mechanic. "So tell me," says the mechanic, "I've been wondering about what we both do for a living and how much more you get paid than me." "Yes," says the surgeon. "Well, look at this," says the mechanic, as he worked on a big complicated engine. "I checked how it's running, opened it up, fixed the valves, and put it all back together so it works good as new. We basically do the same job, don't we? And yet you are paid 10 times of what I am. How do you explain that?" The surgeon thought for a moment and smiling gently replied, "Tried with the engine running." Un actual student la secția străină, respectiv viitor medic și voluntar în cadrul acestui eveniment, a ales să cânte o melodie cunoscută cu siguranță de majoritatea dintre voi. Cu multe emoții, a reușit să atingă publicul prin sentimentele redate în timpul actului muzical. Thank you.
questions. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. Saying that states you are what you eat. While this might be true, I think a better and more true statement would be you are what you say. Words have a power that is matched by a few things in this world. A few simple words strung together can lift someone up or knock them down. The words we choose to speak, I feel, have very real implications on our lives. If we choose to go around saying positive things, and not only to others, but also to ourselves, I think we will lead more positive lives. On the other hand, if we go around making jokes at other people's expense, saying negative things to people or even behind people's back, or saying things like, I'm not good enough, or my life sucks, or how can we ever expect to lead a more positive life? Cuvintele și gândurile negative conduc la viața de același fel, iar pentru a-i pregăti pe studenți de sesiune cu o gândire pozitivă plină de viață și optimism, organizatorii au încheiat seara cu o surpriză pentru cei prezenți, care la intrarea în sala de spectacol au beneficiat de un bilet cu un număr inscripționat pe el. La sfârșit s-au strigat 3 numere, iar câștigătorii au primit câte un bilet de călătorie în frumoasa regiune Transilvania. Apoi au fost invitați să ia parte la un bufet suedez și bineînțeles că seara nu s-a putut încheia decât cu distracție într-un club din Târgu Mureș. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș a introdus în anul 2015 în premieră națională un nou concept de admitere pentru studenții internaționali, Early Admission. Astfel, candidații care au dorit să aplice la programele de limba engleză de la medicină generală și de la medicină dentară au avut ocazia să susțină un examen de admitere timpurie în luna aprilie. Numărul de locuri disponibile pentru anul universitar 2015-2016 pentru cele două programe de licență în limba engleză este de 100 în medicină și 30 în stomatologie. Pentru cele două programe de licență în limba engleză s-au înscris peste 40 de candidați. Early Admission este o noutate a anului 2015 care este în favoarea atât a candidaților pentru că vor ști în luna aprilie dacă sunt acceptați sau nu la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș și își pot gândi altfel strategia care urmează să o aplice, cât și a universității, încât își poate dimensiona mai bine numărul de locuri pe care îl scoate la concurs și pe viitor. You currently live in the UK. That's right, yeah. Okay. And why do you have a Swedish passport, if I may ask? I'm a Swedish citizen, so I've moved from there when I was 6 years old. Oh. So I came to the UK to live there. I see, because all your certificates are from the UK, in fact. Mm-hmm. Okay, thank you so much. Sorry, so you think that a dentist won't hurt me, for example? Because I'm not very glad when I'm going to the dentist. Excuse me? I'm not very glad when I'm going to the dentist, so I think that the dentist is hurting me. So why dentistry and not general medicine? Are you afraid of the blood or what? No, I'm not afraid of În alta calitate a procesului educațional din UMF Târgu Mureș se reflectă în numărul mare de absolvenți care se înscriu și promovează această universitate, nu doar români, ci și străini. Corpul didactic al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș este recunoscut pe plan național și internațional pentru activitatea sa remarcabilă în domeniul educațional, introducerea mai multor proceduri medicale ca priorități și realizările deosebite în cercetare, toate ducând la un nivel înalt al calității procesului educațional, în concordanță cu cele mai înalte standarde europene. De aceea ne-au mărturisit și studenții străini că au ales această facultate respectiv acest oraș. Un alt motiv pentru care străinii aleg să studieze la universitatea noastră este semnatarea cartei Erasmus pentru învățământ superior 2014-2020 și oferă un număr substanțial de burse de mobilitate pentru studenți în fiecare an, pe bază de acorduri bilaterale stabilite cu universități din toată Europa. În țări precum Austria, Franța, Italia, Spania, Germania, Turcia, Ungaria, Belgia și lista poate continua. Și bineînțeles, nu trebuie să uităm de viața studențească în Târgu Mureș, care este plină de evenimente sociale.
Festivalul Medifan reprezintă o ocazie bine cunoscută de bucurie și sărbătoare în comunitatea studențească. În paralel, la Târgu Mureș se organizează diferite evenimente culturale, satelite manifestărilor științifice la care studenții participă împreună cu corpul didactic. Dragi telespectatori, sunt Patricia Sene și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, luni, la aceeași oră, la OMFTV. Până atunci, numai bine!